Undeva, pe lângă București, se află o căsuță cu o mică livadă, unde se spun povești. De fapt, se citesc. Pentru copii, mai ales. Dar cine știe? Poate și părinților le-ar prinde bine să-și mai uite grija zilei. Când e vreme bună, rămânem afară. Când nu, ne căutăm un loc prin casă. Bine ați venit la Căsuța cu povești! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Ce poveste am început noi să citim? Lebedele. Lebedele. De Hans Christian Andersen. Continuăm povestea? Da. Hai să continuăm. Zâna a lovit-o ușurel cu urzica peste mână. Eliza a simțit o arsură și s-a trezit. Se făcuse ziua și lângă ea era o urzică la fel cu aceea din vis. Fata a căzut în genunchi, i-a mulțumit lui Dumnezeu și a ieșit din peșteră ca să-și înceapă lucrul. Culegea urzici cu mâinile ei gingașe și urzicile o ardeau ca focul. Mâinile și brațele erau pline de bășici, dar ea îndura bucuroasă orice, numai să-i poată scăpa pe frații ei de vrajă. Zdrobea urzicile cu picioarele și le prefăcea în fire verzi. După ce a apus soarele, au venit frații și s-au speriat când au văzut că Eliza e rănită. Ei credeau că este iarăși vreo vrajă de-a mașterii, adică de-a vrăjitoarei, mama lor vitregă. Când însă i-au văzut mâinile, au înțeles ce face sora lor pentru ei. Și fratele cel mai mic a început să plângă pe mâinile ei. Și acolo unde cădeau lacrimile, bășicile usturătoare piereau. Știți, lacrimile, dacă nu vindecă cu adevărat la propriu rănile, pot să le vindece în alt sens, mai larg. Nu-i așa, Teodora? Da. Toată noaptea a lucrat, fiindcă simțea că nu mai are liniște până nu scapă de vrajă pe frații ei. În ziua următoare, după ce lebedele au plecat, ea a rămas singură, dar niciodată n-a trecut vremea mai repede. O cămașă era gata. Tocmai începuse pe a doua, când deodată s-a auzit un corn de vânătoare. Eliza s-a speriat. Cornul suna tot mai aproape și se auzeau câinii lătrând. Eliza a intrat repede în peșteră și a adunat grămadă urzicile pe care le culesese și le zdrobise și s-a așezat pe ele. Deodată, din râpă a ieșit un câine și după el altul și încă unul. Toți au început să latre la gura peșterii și în curând vânătorii au fost și ei acolo să vadă ce este. Cel mai frumos dintre ei și care era craiul țării aceleia s-a apropiat de Eliza. Fată mai frumoasă decât ea nu văzuse niciodată. "Cum ai ajuns aici, fată frumoasă?" a întrebat-o el. Eliza a dat numai din cap, pentru că n-avea voie să vorbească, pentru că dacă vorbea, punea în primejdie viața fraților ei. Mâinile și le-a ascuns sub șorț, ca să nu vadă craiul ce trebuia ea să îndure. "Hai cu mine," a spus el, "nu trebuie să mai stai aici. Dacă ești tot așa de bună pe cât ești de frumoasă, am să te îmbrac numai în catifea și în mătase, am să-ți pun pe cap coroană de aur și ai să stai în palatul cel mai frumos pe care l-am." Și craiul a luat-o pe Eliza și a așezat-o pe cal lângă el. Ea plângea și își frângea mâinile. Și atunci craiul a spus: "Eu îți vreau numai binele. Odată și odată ai să mulțumești." Și a pornit cu ea prin munți, cu vânătorii după dânsul. Soarele asfințea când au ajuns în cetatea de scauna țării, un oraș cu multe biserici și palate. Craiul a dus-o pe Eliza la palatul lui,
unde prin săl de marmură clipoceau havuzuri și pereții erau zugrăviți și tavanele erau și ele zugrăvite. Eliza însă nu se uita la nimic, era mâhnită și plângea. Slujitoarele au îmbrăcat-o cu haine scumpe, i-au pus mărgăritare în păr și mănuși în degetele urzicate. Gătită cum era acum, era atât de frumoasă încât curtenii s-au închinat și mai adânc în fața ei. Și craiul a hotărât să se însoare cu ea, deși duhovnicul curții clătinea din cap și zicea că fata asta frumoasă găsită în pădure este o vrăjitoare care l-a orbit pe crai și i-a furat mințile. Craiul însă n-a ascultat ce spune. A pus muzica să cânte, a poruncit cele mai bune bucate și a pus fete frumoase să o însoțească dansând. A dus-o apoi pe Eliza prin grădini pline de miresme, prin odăi mărețe, dar ea nici nu zâmbea măcar, fiindcă era năpădită de durere. Când au ajuns în odăile ei, craiul a deschis o ușă și a arătat Elizei o cămăruță așternută cu covoare verzi și scumpe și care semăna cu peștera în care o găsise. Pe jos era mănunchiul de fire pe care ea le scosese din urzici și de un cui era atârnată cămașa pe care tocmai o isprăvise. Toate fuseseră aduse de un vânător care le socotise o ciudățenie. Aici ai să crezi că ești tot la tine acasă, a spus craiul. Uite și lucrul la care lucrai. Când Eliza a văzut lucrul care era ei drag, un zâmbet i-a răsărit pe buze și sângele s-a întors în obraj. S-a gândit la mântuirea fraților ei, a sărutat mâna craiului și el a strâns-o la piept și a poruncit să tragă clopotele și să se vestească nunta. Frumoasa fată mută din pădure era acum crăiasa țării aceleia. Duhovnicul i-a spus craiului câteva vorbe la ureche, dar ele n-au ajuns până la inima lui, pentru că duhovnicul craiului credea că ea este o vrăjitoare. Nunta s-a făcut și duhovnicul a trebuit chiar el să-i pui Elizei pe cap coroana și când i-a pus-o, i-a apăsat-o așa de tare pe frunte că a durut-o. Dar inima o durea și mai tare când se gândea la frații ei și durerile trupului nu le mai simțea. Gura ei era mută, fiindcă o singură vorbă ar fi curmat viața fraților ei. Dar ochii ei vorbeau și arătau o adâncă dragoste craiului celui bun și frumos, care făcea tot ce putea ca să o bucure. Îi era drag tot mai tare și tare mult ar fi vrut să-i spună ce are pe suflet și ce-o doare, dar nu putea. Trebuia să fie mută și mută să săvârșească lucrul pe care îl începuse. Noaptea se scula de lângă el, se ducea în cămăruță și țesea cămașă după cămașă. Dar când s-o înceapă pe a șaptea, n-a mai avut fire. Știa că în cimitir sunt urzici de care avea nevoie, dar trebuia să se ducă chiar ea să le culeagă. Cum să facă oare să ajungă până la ele? Ce-i durerea degetelor pe lângă chinul pe care îl îndură inima mea? S-a gândit ea. Trebuie să încerc numai decât. Dumnezeu n-are să mă lase. Cu inima strânsă, ca și când ar fi făcut ceva rău, a ieșit pe furiș în grădina luminată de lună, a pornit prin aleile lungi, apoi pe străzile pustii și a ajuns la cimitir. A văzut-o un singur om, duhovnicul. Numai el fusese treaz pe când toată lumea dormea. Și atunci el s-a gândit că avusese dreptate când i-a spus prințului că este o vrăjitoare. Duhovnicul i-a spus a doua zi craiului ce văzuse și ce credea el că ar fi, iar la vorbele aspre pe care le rostea, pe obrajii craiului au curs două lacrimi grele, iar în inima lui a pătruns îndoiala. A început să se întrebe dacă nu cumva are dreptate celălalt care îi spunea că soția lui este o vrăjitoare. Nu știa ce să creadă. Asta înseamnă îndoiala. Noaptea s-a prefăcut că doarme,
dar n-a dormit și a văzut cum Eliza s-a sculat și s-a dus încetişor în cămăruța ei. Iar asta se întâmpla în fiecare noapte. Cu fiecare zi care trecea, fața craiului se întuneca tot mai tare. Eliza vedea asta, dar nu înțelegea de ce și se îngrijora, dar și mai tare se îngrijora când se gândea la frații ei. Cu lacrimi fierbinți, ea uda catifeaua și purpura crăiască. Și iată că lucrul ei se apropia de sfârșit. Doar o cămașă mai trebuia. Dar acum iarăși nu mai avea fire și nici o urzică. Trebuia deci să se mai ducă o dată, ultima oară, la cimitir și să culeagă niște urzici. Se gândea cu frică la drumul până acolo, dar nu s-a lăsat clintită în voința ei și în credința în cel de sus. Noaptea a ieșit din palat și s-a dus, dar de data asta craiul și duhovnicul s-au luat după ea. Au văzut cum Eliza a intrat pe poarta cimitirului și când au intrat și ei, au văzut cum niște vrăjitoare ședeau pe o lespede de mormânt. Craiul și-a întors capul în altă parte, fiindcă și-a închipuit că printre ele, printre acele vrăjitoare, este și aceea care adormise aseară cu capul pe pieptul lui. Poporul o va judeca, a spus el. Și poporul a judecat-o și a osândit-o să fie arsă pe rug. Știți că de mult vrăjitoarele erau arse pe rug. Au luat-o pe Eliza din odăile cele frumoase și au dus-o într-o hrubă neagră și umedă, în care vântul intra șuierând printre gratii. În loc de catifea și mătase, i-au dat mănunchiul de urzici ca să-și pună capul pe ele. Cămășile aspre și usturătoare pe care le țesuse, i le-au dat ca să se învelească cu ele, dar nimic n-ar fi putut să-i fie mai drag decât ele și a început iar să lucreze ca să le isprăvească. Afară, copiii de pe uliță cântau cântece în care își băteau joc de dânsa și nimeni nu-i spunea o vorbă de mângâiere. Spre seară, iată că la gratii s-a auzit un fâlfâi de aripi. Era fratele cel mai mic. Aflase într-un târziu unde era sora sa și venise să o vadă. Ea a început să plângă de bucurie, deși se gândea că noaptea asta avea să fie cea din urmă pe care o mai avea de trăit. Dar bine cel puțin că erau cămășile aproape gata și frații ei erau aici. Duhovnicul a venit să stea în ceasul din urmă cu dânsa, pentru că așa îi ceruse craiul. Dar ea a clătinat din cap și l-a rugat din ochi să plece. Voia ca noaptea asta să-și isprăvească lucrul, că dacă nu-l isprăvea, atunci toate fuseseră degeaba. Necazurile, lacrimile și nopțile nedormite. Duhovnicul a plecat și a certat-o. Eliza însă știa că este nevinovată și nu s-a sinchisit de vorbele lui și a început să lucreze. Șoricei umblau repede încolo și încoace și îi aduceau urzicile la picioare ca să o ajute și ei, cât de cât. La fereastră a venit o pasăre și i-a cântat toată noaptea cântece vesele ca să o îmbărbăteze. Ce înseamnă îmbărbăteze? Să-i ridice moral, să o facă să aibă mai mult curaj, să-i dea curaj. Cu vreun ceas înainte de răsăritul soarelui, cei 11 frați au venit la poarta palatului și au cerut să fie duși în fața craiului. Li s-a răspuns că nu se poate, e noapte, craiul doarme și nu vrea să fie trezit. S-au rugat, au amenințat, a venit straja, a ieșit craiul și a întrebat ce este. Dar tocmai atunci a răsărit soarele și pe cei 11 frați nu i-a mai văzut nimeni. Doar pe deasupra castelului zburau 11 lebede. La poarta orașului se adunase lumea de pe lume să vadă cum o s-o ardă pe vrăjitoare. O mârțoagă trăgea căruța în care era Eliza. O îmbrăcaseră cu o rochie de pânză de sac, părul ei cel frumos îi atârna desfăcut pe umeri, obrajii îi erau galbeni, buzele îi se mișcau încetişor și degetele ei împleteau firele verzi de urzică. Nici chiar pe drumul către moarte nu vroia să-și lase lucrul.
La picioarele ei erau 10 cămăși, iar la 11 lucra acum. Lumea râdea de ea. Ia uite vrăjitoarea, cum tot șoșotește. N-o spune rugăciuni, cine știe ce vrăj o fi făcând. Și și-a luat și lucrul ei afurisit, să-i rupem în bucăți. Și lumea s-a repezit și a vrut să ia cămășile și să le rupă. Dar deodată au venit în zbor 11 lebede și s-au așezat de jur împrejurul ei în căruță și au început să dea din aripi. Lumea s-a dat înapoi speriată. E semn ceresc, e nevinovată, șopteau mulți, dar nu îndrăzneau să o spună cu glas tare. Călăul a luat-o de mână, dar Eliza a aruncat cele 11 cămăși peste lebede și deodată au răsărit 11 prinți frumoși. Numai cel mai tânăr avea la umăr aripă în loc de braț, deoarece cămașa lui avea numai o mânecă. Eliza nu avusese timp să o termine și pe cealaltă. Acum pot să vorbesc, a spus ea, sunt nevinovată. Când lumea a văzut ce s-a întâmplat, s-a închinat în fața ei, dar ea a căzut leșinată în brațele fraților ei. Încordarea, spaima, durerea, toate o copleșiseră. Da, e nevinovată, a spus lumea. E nevinovată, a spus și fratele cel mai mare și a povestit tot ce se întâmplase. În timp ce vorbea, s-a răspândit o mireasmă de parcă ar fi înflorit acolo mii și mii de trandafiri. Și toți trandafirii făcuseră un rug, care acum era o tufă mare de trandafiri roșii, înfloriți cu toții, și în vârf era o floare albă și strălucitoare care lumina ca o stea. Craiul a cules-o și a prins-o Elizei în piept. Și atunci ea s-a trezit ușoară și senină. Clopotele au început să bată singure și multe păsări au venit în stoluri. Și a fost iar nuntă la palat, dar o nuntă cum niciun crai nu mai văzuse vreodată. E greu, ni s-a făcut somn, pentru că povestea s-a terminat și data viitoare o să ne vedem iarăși la căsuța cu povești pentru altă poveste. La revedere!